În perioada 20-26 iulie, polițiștii giurgiuveni vor acționa pentru combaterea încălcării normelor legale privind circulația pe drumurile publice. Sunt vizați șoferii care execută transporturi comerciale de mărfuri, inclusiv cele periculoase, pe rute interne și internaționale, dar și conducătorii care desfășoară activități de transport public de persoane în mijloace cu capacitate de transport mai mare de 8+1 locuri. Încă din prima zi a acțiunii, polițiștii au depistat șoferi care nu s-au aflat în legalitate. Împreună cu ISCTR-ul, Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, vor fi efectuate verificări tehnice la aceste mijloace de transport persoane și respectiv marfă. În cadrul acțiunilor desfășurate de polițiști, în cursul zilei de ieri au fost aplicate 90 de sancțiuni rutiere în valoare de peste 29.000 de lei. Au fost reținute 12 permise de conducere, iar în ceea ce privește acțiunea desfășurată, au fost aplicate două sancțiuni în valoare de 5.000 de lei pentru nerespectarea graficului de circulație în cadrul transportatorilor de persoane și prezentarea de xerocopii ale documentelor ce ar trebui să se află în original la bordul autovehiculelor. Acțiunea de verificare a transportatorilor de mărfuri și persoane intitulată Track and Bus are caracter național și face parte din planul de operațiuni al Organizației Poliție Rutiere din Europa. În cadrul acesteia vor fi verificate în trafic atât autovehiculele înmatriculate în România, cât și cele înmatriculate în străinătate.